Bine, v-am găsit la o nouă lecție de literatură în care vom vorbi despre conflictul din textele narrative. Vom învăța împreună ce este un conflict, care sunt tipurile de conflict, dar și locul și rolul acestuia în textele epice. Să pornim, deci, la drum. Cum te simți când te afli în conflict cu cineva? Ai dreptate, cel puțin dezorientat, dacă nu de-a dreptul supărat. Dar ce este un conflict? Conflictul este o tensiune între atitudini, concepții sau trăiri ale oamenilor. Ați întâlnit, desigur, și conflicte între personajele unui text narrativ, conflicte care se manifestă ca tensiuni între atitudini, concepții sau trăiri ale acestora pe parcursul acțiunii. Există două tipuri de conflict în textele narrative. Pe de o parte, vorbim de un conflict exterior, care se manifestă fie între două personaje, fie între un personaj și societatea în care trăiește. Pe de altă parte, vorbim de un conflict interior, despre o luptă care se dă în sufletul unui individ care pendulează între diverse emoții și gânduri ce îl macină. Putem descoperi ușor conflictele amintite într-o nuvelă pe care unii dintre voi a studiat-o. Este vorba despre novela Popatanda, scrisă de Ioan Slavici. Părintele Trandafir trăiește un conflict exterior cu locuitorii din satul sărăceni pe care vrea să-i transforme în oameni harnici. Iată două secvențe care arată lupta lui contra rezistenței la schimbare a sătenilor. A ajuns treaba într-atâta încât oamenii cale de opoștă se feresc din drumul popei, dar mai rău decât toate este una. După atâta litură, oamenii au pus numele Popa Tanda, apoi Popa Tanda a și rămas. A început oamenii, la început oamenii se lăsau o cărâți. Mai târziu mai răspundeau și ei câte ceva așa pe sub căciulă. În sfârșit însă, începură și ei să o cărească pe popa. De aici înainte, trebile se încălciră. Oamenii începură să spună popii vorba că nu se vor lăsa de râs și de ocară, ci vor merge la episcopie și îl vor scoate din sat. Văzând că nu-i poate schimba în bine pe și săi, popa se frământă, se supără, nu știe cum să acționeze când soluțiile la care se gândise dau pe rând greș. În secvențele următoare se poate observa zbuciumul lăuntric al personajului, deci conflictul lui interior. E. Spune om cu suflet să nu se supere părintele Trandafir, ba să se mânie, greu să se mânie, el s-a și mâniat. Părintele Trandafir avea acum o soție bolnavă, trei copii mici, al patrulea de lapte, o casă numai hârb, prin pereți se furișa neaua, cuptorul a fuma și acoperișul era tovarăș cu vânturile, iar hambarele goale, punga de șartă și sufletul necăjit. Haideți să ne gândim acum în ce moment al acțiunii găsim conflictul în cadrul unei opere narrative. Ei bine, de cele mai multe ori, acesta este dezvăluit între expozițiune și desfășurarea acțiunii, mai exact în intriga acțiunii. Acum ne punem întrebarea care este rolul unui conflict într-o operă narrativă. Un conflict literar nu este altceva decât o provocare cu care trebuie să se confrunte protagonistul a cărui rezolvare îl va ajuta să evolueze ca persoană. Soluția pe care o va găsi va restabili ordinea în lumea sa. Soluția pe care a găsit-o Popa Tanda a fost exemplul personal. Prin exemplul personal, i-a schimbat pe Sărăcene, transformându-i în oameni, în oameni haric, iar satul într-unul bogat. Acum, că ați înțeles ce este un conflict și care este locul și rolul lui într-o operă narrativă, vă provoc să exersați și să stabiliți care este conflictul unui text narrativ studiat la școală sau citit de voi, precizând titlul operei epice și autorul ei, care este cauza declanșării conflictului, în care moment al subiectului apare conflictul, ce fel de conflict este, cum se rezolvă acest conflict și când se rezolvă acesta. Scrieți toate răspunsurile pe o fișă de portofoliu. Puteți insera și desene ilustrative pe această fișă. Ați ajuns la finalul lecției și vă felicit! Nu uitați! Țineți-vă departe de conflicte acasă și la școală, dar recunoașteți-le în textele narativ-literare. La revedere!